Eu la toți mari mei vreau să vă spun că suntem la un restaurant, sunt cu Bogdan Originalu, aici la Craiova. Am venit la un restaurant, ca seara am fost la mama la Stevaia și acum sunt la Craiova împreună cu Bogdan Originalu. Vă rog frumos să vă abonați la Bogdan Originalu de la Stevaia, pentru că a făcut și el un canal care să l urmăriți pe canalul lui și o să-l urmăriți și pe canalul meu și pe canalul lui. Că am văzut că am mai mulți fani care au zis să facă și Bogdan canal. Chiar m-am luat după spaturile proaste și am făcut canal. Ia spune, Bogdan, despre canalul tău. Ia. Bună ziua! Prefer să suntem aici într-o zonă de... de Craiova, foarte frumos, și am mâncat ceva cu oală de aici, și ne simțim foarte bine. După cum știți, după, după peștul ăla de la Stevaia care m-a preparat oala, ne simțim foarte bine, dar acum am venit aici pe zona de Craiova să mâncăm ceva. Ce vreau să vă spun, să vă abonați la canalul meu de YouTube, Bogdan Originalu de la Craiova. Sunt aproape cu doamna Oana de aici și o să țin, mă susține, și dacă voi sunteți alături de noi, o să vă arătăm și mai multe mâncăruri despre voi, cum ar fi să fie pentru pragul de sărbători pe care să o facem și o să vedeți și voi. Și chiar în seara asta vreau ca să vă spun că când ajungem acasă pe la ora, ce oră trebuie să ajungem, mai la 5, trebuie să acolo, cam între orele 19 și între orele 20. Trebuie să urmăriți și să vedeți acest spus preparat și o să vă bucurați de ceea ce o să arată. Fiți pe fază și ne pierdeți, pentru că sunt lucruri pe care îmi face parte dintre o persoană care vrea să fie, adică să simte mai bine, pentru că până la urmă și până la urmă, dacă nu mănânci bine, nu ești sănătos. Așa vă recomand, fraților, pentru că și doamna a văzut și să înceapă și ea, pentru că eu o să-i dau rețeta și ea să o să înceapă cu mâncărurile pe care se ce le prezintă și o să vă bucură și de doamna Olga și de mine. Acum i-am dat aici, așa, mi-am făcut o filmare pentru că bateria era zero. Acum am dat și am încărcat puțin telefonul, dar important că e că vă povestim și ca să știți despre ce e treaba. I-am luat aici așa un șnițel și o ciorbă de burtă pe care a fost prea specială aici așa la un restaurant mai bun, cum se spune, că era zona noastră pe care eu mâncam aici de vreo 17-18 ani. Bine, 17-18 ani, așa prin, când veneam prin trece, o dată la un an, la o dată la 2 ani. Dar vreau să vă spun 17 ani la restaurantul ăsta și știu. Da, și am adus-o și pe Olga ca să se simte bine, dar se simte foarte bine, a zis că mâncarea e foarte bună și se simte și bine în atmosfera aceea care este. Mult mai mult ca în șapre. Poate ați văzut și ieri filmarea cu acolo cu patroaca, cu toți. A fost o atmosfere prea avansată, prea mare. Era și Cristi Marin, pe care l-ați văzut că nu mai scăpa doamna Olga de el. Trebuia să-l tragi ca să scapă Olga din mine lui, pentru că Cristi Marin așa este de obicei. El nu este mai, o persoană mai prietenoasă și când te prietenești cu el, vine doamna Olga să e prieten cu el de cât timp. Vă cunoaște, Cristi Marin. Sunt aproape 15 ani. Sunt aproape 15 ani și era alături de Leo, era alături de toți, acolo în familie și a terminat. Era o persoană care era din formă
dar în schimb, nu știu ce am să facă cu mine, să mă supără pe mine, să mă enervează, ceva de gen, dar eu știu situația lui cum este, mi-a spus Olga, mi-a spus eu, zice că e prietenul de familie și oricum eu îl iubesc și știu, îl stimesc foarte mult pentru că o persoană foarte tânită și știe să urmească și să prezintă și are caracterul lui care îl are. Mă bucur de ei, că ne spun că doamna Olga acum este caracterul ăsta și se simte foarte bine, mult mai mult ca în șatră, pentru că e liniște. Nu mă deranjează nimeni, nu o supără nimeni. Că încă este în formă, uitați-o cum arată și cum este. Că nu trebuie să fie altceva. Da, sunt bine, mulțumesc Dumnezeu. Sunt alături de Bogdan originalul, are grijă de mine, eu am grijă de... Adică avem grijă și de voi, că filmăm pentru voi tot ce facem, pe unde suntem, că știți, știm că ne-ați urmărit de două zile și n-am putut să postez pe canalul meu, pentru că am postat pe canalul lui fratele meu, lui Alin, lui mama, lui Bogdan, am filmat un vlog pentru că a făcut un canal nou și vă rog frumos să vă abonați la el, la Bogdan de la Tehaia, Bogdan originalul de la Tehaia, pentru că am făcut un canal pentru toți fanii noștri, nu? Vă rog frumos să vă abonați și la canalul lui, pentru că o să filmez cu el și pe canalul meu și pe canalul lui. O să fie filmările diferite. Și de asta, ca să fiți la zi cu noi ce facem, să ne urmăriți. Și vreau să vă spun că am fost astăzi de Haia, a venit și Pin de acolo, m-am întâlnit pe eu la mama, este bine, s-a împăcat cu mine Pin de-a. Și asta vreau să vă spun, că Dumnezeu e mare și să vă ajute la copiii voi și la copiii mei și la ta și la neamul și la toată lumea, cu de sărbători, Dumnezeu sărbători fericite alături de cei dragi, pentru că și eu sunt alături de fratele meu, de mama, de nepoți, de copii, sunt alături de mine, mă întâlnesc cu ei, o să merg și acasă la ei. Știți cum e, înainte de Crăciun, orice persoană trebuie să fim îngrijorați, să fim alături de familie, să fim alături de cei dragi, să fim alături de prieteni, de cunoștință, pentru că așa e frumos că suntem oameni care știu ce înseamnă viața adevărată, nu? Vreau să spună și Bogdan ce vreau să spună. Ce să le spun la fanii tăi, pentru că sunt pe canalul tău? Le urez multă sănătate și bucurie să fie alături de cei dragi pe care sunt peste votare și alături de voi, să le iubiți pentru că vine un an nou și să fiți mult mai mult bucuroși de acești pe care sunt alături de voi și să vă bucurați de voi, pentru că știți cum este, viața este prea scumpă și că dacă ai pe cineva lângă tine, trebuie să-l iubești cu sufletul și cu inima. Așa e normal. Dar eu mi-am făcut canalul și o să vă reprezint mult mai mult din viața mea privată și o să vă arăt mult mai mult ceea ce v-a arătat doamna Olga. Era singură și v-a arătat ceea ce a fost ea la Străhaia și ce a făcut ea pe la Străhaia pe acolo. Și de acum înainte o să facă cu mine, dar în schimb eu am canalul meu de YouTube și vă rog frumos să vă abonați la mine, pentru că nu ratați ceea ce pierdeți. Este ceva pe care eu vreau ca să-l arăt și din viața mea și din viața lui Olga pe care este cu mine și o să vă reprezint mult mai multe lucruri speciale și fiți alături de noi și nu ne pierdeți, pentru că ceea ce facem noi pe zona de trei aici sunt lucruri mult mai mult mai frumoase și suntem atât de fericiți pentru voi sunteți lângă noi, ne simțineți
o să fim și mai alături de voi și o să facem cu drag ceea ce trebuie să facem. Și acest putem va arăta, va arătăm real și adevărat. Pentru că nu să și ca să facem seminarul pentru ca să avem o viziune. Noi facem seminarul cu adevărat, pentru că a ceea ce pregătim noi la bucătărie sunt ceva specialități pentru viața și sănătatea noastră. Călătorim de noi și noi vă iubim cu drag și vă urez toate fericite și toate doresc. Pentru că doamna Olga este aici și să vă arătăm în pragul de sărbători ce putem prepara. Uite și doamna Olga vrea să vă spune ceva cu preparații. Vreau să spun că salut toate fanele mele, mai ales pe Corina, pe Maria, fana ta care este din Germania. Da. Vă salută. Maria, te compun să pe tine, e alături de noi, este pe tine. Pentru că și noi suntem alături de tine. Și ne dorăm toate mă copiii de mine, copiii la care poate să vă și eu tot la fel, Maria, îți doresc la fel cum ales din Bogdan, pentru că ești fana din Bogdan și fana mea. Dumnezeu să-ți dă sănătate la copiii tăi, la familia ta și Luminița și la toate prietenele mele. Dumnezeu să le dă sănătate, să fie alături de familiile lor. Dumnezeu să le dă sănătate. Hai să mă arăt de restaurant. Nu avem voie să filmăm. Noi am mâncat și după aia am vorbit cu voi pentru că vă iubim, pentru că n-am filmat de două zile, iar m-am simțit rău că nu am fost alături de voi. Am filmat pe canalele lui fratele meu, lui mama lui Ali, și vă rog frumos să vă abonați și la Bogdan, pentru că avem filmări diferite, să știți tu ce facem, pe unde suntem. Și vreau să spun și lui Anca Oficial că iar nu mai răspunde și mi-a dat boc. Te rog frumos, Anca Oficial, să-mi răspuns ca să știu ce face Darius și Cătă. Că dacă nu răspuns, o să vin acasă și o să fie mai rău. Așa să-mi răspuns la telefon, ori să mă sun. Vă mulțumesc mult, vă iubesc din tot sufletul și vă pup dulce. Doamne ajută!